găsit, dragilor! Începe microfonul deschis, emisiunea pentru o mai bună sănătate. Vom afla în această ediție ce anume trebuie să facem pentru pielea noastră în sezonul estival. Alături de mine, în studioul Radio 3.net, se află dr. Roxandra Constantina, medic specialist, competență apifitoterapie și gemoterapie. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit Bine pe la noi găsit. Din nou! Și în vară! Din nou și în vară! Și mulțumim că ați acceptat invitația! Mulțumesc și eu! Așadar, doamna doctor, cum pregătim pielea și corpul pentru vară? Ați spus foarte bine cum pregătim pielea și corpul, că noi suntem tentați când vorbim de tinerețe, de îmbătrânire, de pregătire, să ne limităm strict la piele. Nu! Trebuie să ne pregătim și fiecare celulă pe interior. Ce înseamnă să ne pregătim pentru vară în general? Pentru că vara ne expune mai mult la soare, chiar și prin simpla plimbare în oraș, ne mai zic încă este perioada concediilor. Și atunci ar trebui să avem o grijă suplimentară. De ce? Pentru că razele solare, dincolo de efectele binefăcătoare, sunt o sursă de radicali liberi prin razele ultraviolete de tip A și de tip B. Și atunci ele agresionează și pielea și organismul dacă nu știm să ne luăm măsurile de protecție. La ce ar trebui să fim atenți în general? La ce mâncăm? Acum este perioada în care ar trebui să profităm să mâncăm cât mai multe legume, fructe, verdețuri, proaspete, salate, să lăsăm deoparte grăsimea animală, chiar și proteina animală, mai rar și cu grătarul, chiar dacă este sezonul lor, că e vară, să ne hidratăm. Și când spun hidratare, înseamnă apă, sucuri naturale de legume, de fructe, ceaiuri, și în niciun caz hidratarea pe timpul verii nu înseamnă cafea foarte multă, băuturi energizante și alcool. Exact. O berică din aceea la sticlă de 33, adevărată, sunt total de acord. Oricum, merge. Îți iese prin toți porii berea aia. Bineînțeles. Para. Păi și toate celelalte, orică favorizează transpirația, alcoolul în general, da, sau favorizează diureza, ei de fapt predispun la deshidratare în final. Bun, deci am zis să mâncăm mai sănătos, mai natural, să ne hidratăm și, în general, să ne protejăm pielea cu cremele de zi hidratante, care să conțină și un factor de protecție natural. Eu sunt numai pentru apărarea, protecția naturală. Pe cale naturală, iar dacă ne expunem la soare, la plajă, la stranduri, atunci să folosim o cremă de protecție și în același timp și o cremă de regenerare a pielii și de hidratare și a de pielii. Hidratare, exact, care să prevină și arsurile, dar tot natural. Intenționam ca pe parcursul acestei emisiuni să luăm la disecat partea de alimente și lichide, cu cine anume ar trebui să ne împrietenim și, de asemenea, în cele ce urmează, după ce vom asculta melodia pregătită, aș dori să vă gândiți să ne spuneți dacă pregătirea asta a pielii și a corpului pentru sezonul estival ține cont și de locul în care ne petrecem vacanța, adică este o zonă de munte sau mare sau la bunici la țară. Suntem la microfonul deschis și vorbim despre pielea noastră, corpul nostru în sezonul estival. Ne întoarcem în câteva minute. Medic specialist, competența apifitoterapie și gemoterapie, îmi dă dreptate că cel puțin în ultimii ani ultravioletele ne-au devenit dușman pe viață. Vă întrebam dacă trebuie să ne pregătim într-un fel anume când știm că urmează o vacanță la mare și într-un alt fel dacă știm că ajungem la munte. Teoretic se spune că intensitatea razelor ultraviolete crește odată cu altitudinea, deci să nu avem impresia că la munte
nu ne nu putem abada, dacă suntem mai aproape de soare. Rău. Exact. Da. Pe de altă parte, însă, la mare există o dublă iradiere, să-i spunem, odată acțiunea directă a razelor solare și după aceea ele sunt reflectate și de luciu apei și de nisip. Deci acolo este la fel de puternic. Eu zic că ar trebui să ne luăm măsurile de precauție și într-un caz și în altul. Problema e că la munte nu te duci să stai doar la soare. La munte te plimbi, stai și la umbră. Pe când la soare, lumea la se mare, duci da, la mare, te duci să stai la soare. Ideea este că dacă m-am dus și am dat un ban, înseamnă că stau de dimineață până seara, mai ales în weekend. Am văzut reportaje și zice, da, dar este ora 12-2 și stați cu copilul. Păi doar nu o să stau cu el în camera de hotel. Nu, dar te plimbi, găsești alte activități. Exact, da? Exact. Oricum, la ora aia un copil doarme. Hai să fim serioși. Da, și dacă nu doarme, stă la umbră, este clar. Deci eu cred că s-a creat acum o isterie de-a dreptul. Adică dacă avem protecția aceasta cu cremele, ajungem la factor de 50, salvați. O să ajungem și la 100, mm-hmm. Suntem salvați, stăm de dimineață până seara. Să știți că adevărul nu este. Deci părerea mea ar fi că ar trebui să ne dăm cu o cremă de protecție naturală, cu un factor chiar mai mic și să stăm exact cât trebuie, adică până în ora 10, 10 jumate maxim. Și după amiază, după ora 16:30, 17:00, decât să stăm toată ziua, să ne dăm cu un factor de protecție foarte mare, care în plus conține și foarte multe substanțe chimice. Spun unii să mergem la mare, să luăm toate ultravioletele și să aibă copilașii noștri vitamina D din belșug. Este mit? Este un adevăr, pentru că la nivelul pielii se găsește o provitamină, da? O formă inactivă. Sub acțiunea razelor solare, ea se transformă în vitamina D activă, care se absorbe și favorizează o dezvoltare normală a copilului, a oaselor. Vitamina D știm că are rol și în creșterea imunității, acum mai nou are rol și în creșterea, are rol și are o acțiune anticancerigenă, deci este foarte benefică. Aici vă spun din nou, și atunci dacă noi ne dăm cu acel factor de protecție 50 de dimineață până seara, cum se mai absorbe vitamina D? Asta vreau să vă întreb. Exact, asta vreau să vă întreb. Spune că o plimbare zilnică de 15-20 de minute cu expunerea la soare, la nivelul feței, mâinilor, picioarelor, a decolteului, ne ajută ca să ne fie să ne luăm ce trebuie. Să ne luăm ce trebuie. Cu atât mai mult pentru copii. Da? Ce facem cu cei mici? De la ce vârstă putem să îi luăm cu noi în concediu la mare? Pediatrii recomandă ca un concediu cu copilul să fie început la vârsta, după vârsta de 3 ani. Deși lumea nu vrea să înțeleagă. Dar care ar fi motivul? De ce se alege această vârstă? În primul rând se spune că se dezvoltă la acea vârstă și sistemul nervos. Asta ar fi principala cauză, dar și pielea începe să dezvolte secreția aceea de melanină, care, uh-huh. Pentru că, de fapt, bronzarea este o reacție de apărare a organismului la expunerea la soare. Acum, se mai acceptă și după 6 luni, dacă totuși părinții au impresia că acel copilaj nu se va dezvolta dacă nu-l duc neapărat la mare, după 6 luni, dar după 6 luni, în niciun caz nu expus la soare, sub nicio formă, ci doar poate niște plimbări. Dar copilul trebuie să nu uităm că dincolo de la 6 luni este destul de greu să-i faci și protecție cu acele creme. Da, deci, plus atenție. Că el, nu știu, pot apărea iritații la nivelul pielii. Și apar sigur iritații. Probleme cu burtica, că ei fac exact. Tot felul de deranjamente. Oricum, stomacale. În general, lumea la mare de multe ori exact. Se îmbolnăvește și fac tot felul de toxinfecții alimentare. Vă dați seama ce ar însemna la un sugar de 6 luni. Dezastru. Exact, exact. Deci oricum, haideți să ne eu zic gândim că ar fi de evitat până într-un an, cel puțin. Exact.
Trinet Radio. More music. More colors.